Salut și bine ai venit la Banii în Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să vorbim despre afacerile din producția cinematografică. Analizăm evoluția companiilor active în acest sector în contextul în care România a implementat cel mai târziu și a suspendat cel mai devreme schema de stimulare a producțiilor cinematografice realizate în țara noastră, prin comparație cu alte țări din regiune. Așa cum am văzut, majoritatea țărilor din regiune au implementat scheme de stimulare a producțiilor cinematografice cu peste 10 ani în urmă. România a fost din nou codașă, dar a gândit o schemă cu niște aturi foarte bune, dorind să accelereze atractivitatea industriei locale. Practic, un cash rebate de 31% acoperirea cheltuielor deja făcute și rambursate de stat în această proporție, ajungând chiar până la 45% pentru producțiile care promovează România și cultura națională, pentru un volum de ajutor de stat de 50 de milioane de euro pe an, acordat timp de 3 ani, 2018, 2019 și 2020. Haideți să vedem cum s-a implementat această schemă și care au fost rezultatele. Prima sesiune organizată în anul 2018 a avut un buget în lei de 233 de milioane, ceea ce a atras 41 de proiecte cu o valoare de 213 milioane de lei. Dintre acestea, 26 de proiecte au fost aprobate cu o valoare totală de 178 de milioane, dintre care 147 au fost angajate prin acorduri de finanțare semnate în 2018, iar diferența de 31 în 2019. Au fost depuse 5 cereri de plată în valoare de 7,8 milioane, din care una singură a fost plătită, respectiv doar 2,4 milioane de lei. Sesiunea din 2019 s-a ridicat tot la aceeași valoare, 233 de milioane. Au fost 62 de proiecte depuse cu valoare de 268 de milioane. Au fost aprobate 48 de proiecte cu o valoare de 202 milioane. Dintre care 125 au fost angajate prin acordul de finanțare în 2019 și diferența în 2020. Au fost depuse deja 24 de cereri de plată cu o valoare de 144 de milioane de lei, dar statul ghișce, nu a plătit nimic. Despre anul 2020 ce să mai spunem? Deși au fost proiecte depuse, schema a fost suspendată în contextul pandemiei COVID-19 și nu a mai fost reluată până în prezent. În acest timp, toate țările din regiune au reluat schemele la volume mult mai mari, atăgând oportunități de investiții care nu stau, s-au dus în altă parte. Alte țări își promovează obiectivele turistice, sunt în topuri, atrag turiști și noi stăm și ne uităm la ei. Practic, schema a fost transferată din gestiunea Comisiei de Strategie și Prognoză în România către Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri și acolo a rămas blocată. Alte țări se mișcă mult mai repede. Spre exemplu, ne întoarcem la Cehia, care face foarte bine. O schemă de stimulare a producțiilor cinematografice acolo funcționează în continuare. Un cash rebate de 20%, mai mic, dar chiar funcționează. Degeaba e cash rebate mare, care nu dă nimica. Și practic 20% din costurile filmelor promovate și realizate în Cehia beneficiază de o reducere de 66% la impozitul reținut și plătit în Cehia, iar TVA-ul este redus la 15% față de nivelul standard de 21%. Valoarea totală a schemei de sprijin este de 34 de milioane de euro în fiecare an. Schema de stimulare a producțiilor cinematografice din Ungaria arată de asemenea foarte bine. Acolo 30% din costurile finanțate ale filmelor sunt finanțate de către guvern. Valoarea totală a schemei Atenție se ridică la 109 milioane de dolari, o sumă foarte mare, iar în fiecare an, practic, iar TVA-ul este redus la doar 5% față de nivelul de 27%. Multe alte țări au scheme similare. Vedem Spania, care decontează între 20 și 45% din filmele realizate în țara lor în funcție de regiune. Apoi Italia, 30%. Avem Ucraina cu 25%, Lituania cu 30%. Și cu toții știm filme făcute în aceste țări și știm peisaje de acolo, obiective turistice ne atrage și mergem ca turiști. De asemenea, toate aceste țări oferă TVA redus și multe alte beneficii, precum impozit redus aplicat profitului sau stimulente pentru investiții.
Peste tot funcționează foarte bine. În România, pauză. Cât timp schema a funcționat, companiile românești active în acest domeniu au oferit serviciu unor producții prestigioase realizate de mari companii de producție și studiouri internaționale, precum Voyagers cu Lionsgate, apoi Christmas Prince, The Royal Baby, Netflix, Christmas in Rome, realizat de Hallmark, sau The Asset Millennium Films, ultimul fiind chiar cea mai mare producție de la instituirea schemei, un film în regia lui Martin Campbell, cel care a regizat, știm foarte bine, James Bond, atât GoldenEye cât și Casino Royale. Toate aceste producții au promovat România și au generat venituri și profituri în creștere pentru companiile românești active în acest domeniu, cu un puternic accent multiplicator în economie, în turism și pentru furnizorii acestora. Practic, veniturile companiilor active în sectorul producției cinematografice au crescut de la 686 de milioane lei în anul 2016 până la circa 1 miliard de lei în 2019. Totuși, în contextul suspendării schemei pentru stimulare și atragerea producției de filme realizate în România, veniturile companiilor din acest sector practic s-au prăbușit la 780 de milioane, minus 25%. Ne-am întors 3 ani în spate. Dacă ne uităm la ce se întâmplă cu profitabilitatea în contextul scăderii veniturilor și a costurilor fixe cauzate de o serie de investiții, rezultatul net raportat de aceste companii s-a prăbușit. Practic, profitul obținut pe parcursul anului 2020 a fost de circa 56 de milioane de lei la nivelul întregii industrii, de 3 ori mai mic, practic, față de nivelul din anul precedent. Sectorul este destul de concentrat la vârf, precum multe alte domenii de activitate în România, de altfel din cauza păturii de mijloc foarte subțiri, și în această industrie, practic, avem doar 28 de firme care înregistrează venituri mai mari de 1 milion de euro, care reprezintă 1,5% din totalul firmelor active, dar care concentrează din perspectiva veniturilor ușor peste jumătate, deci 13-13 cu 28-54, cred că vine la 100 din industrie. Afacerea de producție cinematografică generează un randament destul de bun pentru acționarii acestor afaceri din România, chiar și în acest context. Practic, pentru fiecare 100 de lei investiți, randamentul capitalurilor indică un profit de circa 33 de lei pe parcursul anului 2020, chiar dacă este în permanentă scădere în ultimii ani și practic aproape la jumătate față de ce se întâmpla în 2016, totuși randamentul rămâne destul de atractiv pentru a motiva afacerile și antreprenorii să continue, să reziste și să încerce să fie competitivi în acest context internațional foarte agresiv. Vedem randamentul în business e de 2,5 ori mai mare decât media la nivel național. După ce că statul decontează foarte greu proiectele pentru care au fost deja luate angajamente de finanțare, iar acum schema de stimulare este suspendată de peste un an, ceea ce arată lipsă de seriozitate în fața partenerilor și producătorilor internaționali, companiile active în acest sector mai întâmpină o provocare foarte importantă. Din păcate, pentru ele își colectează extrem de greu facturile și cele de la guvern să le deconteze, practic acolo e blocat, dar și decontarea programelor de cofinanțare de la partenerii privați ori alți parteneri care plătesc destul de târziu. Vedem companiile active în acest sector au înregistrat o durată medie de încasare a facturilor de aproape jumătate de an, cu 50% mai lent decât media la nivel național. Deci, acest business este destul de complicat, mai ales în contextul actual din România și având în vedere că țările vecine se mișcă mult mai bine și sunt foarte concurențiale, competitive. Totuși, marjele de randament sunt interesante, iar afacerile rămân destul de profitabile, așa că în episodul următor o să vorbim cu doi antreprenori cunoscuți din producția cinematografică locală, care sunt implicați și la nivelul asociației în industrie, pentru a vedea ce înseamnă să faci o afacere în acest domeniu după zeci de ani de experiență. O să vedem bune practici de la antreprenori de succes. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.